Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă lecție de literatură. Ce vom învăța astăzi? Astăzi vom învăța împreună ce este și cum recunoaștem o antiteză. Haideți să reflectăm. Privește imaginile următoare și încearcă să identifici tema lor. Poți opri materialul video pentru a te gândi la sarcina de lucru. Ai reușit! Într-una dintre imagini avem de-a face cu un peisaj de iarnă, iar în cealaltă imagine avem de-a face cu un peisaj de vară. Putem spune că cele două imagini sunt opuse. De asemenea, îți mai propun un exercițiu. Privește imaginile următoare. Încearcă să identifici singur termenii opuși pe care îi observi. Poți opri materialul video pentru a te gândi la sarcina de lucru. Sigur că da. În prima imagine observăm opoziția dintre cuvintele război și pace, iar în a doua sunt sigură că l-ai recunoscut pe Hamlet, personajului Shakespeare, care se întreabă a fi sau a nu fi, creând de asemenea o opoziție. Ce este oare antiteza? Și nu mă refer la faptul că uneori ție ți este prea greu să dai teză la limba și literatura română, ci mă refer la o asociere de idei, imagini, noțiuni, secvențe cu sens contrar, în același enunț sau într-un context mai larg, un fel de yin și yang al figurilor și procedeelor artistice. În antiteză se opun fapte, personaje, idei, se subliniază prin contrast deosebirile care există între felul lor de a fi și de a se manifesta. Antiteza sugerează o opoziție care poate fi între două cuvinte, de exemplu, bine și rău, început și final, rece și cald, mic și mare. Două personaje, cele mai reprezentative fiind făt frumos și zmeu. Sau fapte și acțiuni, a munci opusului ale nefi, precum și trăsături, cinstit sau necinstit, bun sau rău. Antiteza poate fi un procedeu compozițional întâlnit la nivelul textului literar. De exemplu, îndată se făcu loc moldovenilor cari, lându-și răniții se îndreptară către munți, în vreme ce oastea cobora încet la vale. Se creează astfel o antiteză între imaginea armatei moldovenești care urcă și imaginea armatei poloneze care coboară. O altă antiteză apare aici. Cum o identificăm? Să citim întâi textul. Dar cum, când jocul început mi-o cere, cum voi învinge timpul pus, vai, ca un scut de aur între noi, tu răsărit și eu apus? Primul lucru, caută termenii care se opun, seriile de antonime. Bravo! Răsărit îi se opune termenului apus. Se creează astfel o antiteză între cele două instanțe poetice, tu și eu. Acum sunt fer convinsă că ai înțeles cât de ușor este să identifici o antiteză. Identifică și tu antiteza din textul de mai jos. Compară cei doi termeni care o formează și reflectă apoi asupra scopului realizării ei. De ce oare autorul a ales să folosească aici antiteza? Să citim împreună textul. Făpturi în umbra anului apun și drumuri fapte cad în neființă. Sunt totuși încă atâtea cu putință. Din destrămări și negură matun. Poți opri materialul video pentru a rezolva sarcina de lucru. Gândește-te cu atenție și sunt sigură că va fi un exercițiu rezolvat cu succes. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Ne vedem data viitoare.